Da, nu eram pregătit să fac o prezentare, dar nu e problemă că visez fiecare proiect și fiecare lucru care se întâmplă la nivelul Oneștiului. Am să încep cu, deși nu este un proiect care îl realizăm noi direct, îl realizează societatea Raja. Noi suntem doar cofinanțatori, o mică parte din valoarea proiectului o plătim de la bugetul local, un proiect de peste 58 de milioane de euro, un proiect ușor controversat în ultima perioadă din cauza deranjului care s-a făcut la nivelul Oneștiului prin aceste înlocuiri sau extinderi de rețele de apă și canalizare. Sunt 70 de kilometri de rețea de apă înlocuită și dacă mergi pe jos 70 de kilometri nu este puțin, mai mult să sapi la diferite adâncimi, sunt locuri unde se sapă și la 3-4 metri pentru a se înlocui sau a putea să aibă panta necesară rețelele de canalizare. A fost într-adevăr un deranj care din datele pe care le dețin conform contractului ar trebui să finalizeze undeva la începutul lunii martie. Nu garantez 100% că va fi totul ca la carte la începutul lui martie, pentru că o bună parte din asfalt, o bună parte din reparații se face cu asfalt și în martie nu prea putem turna asfalt, dar imediat cum vremea ne va permite, ne vom concentra să aducem toate suprafețele la forma normală, la forma dinainte de intervenții. Cum vă spuneam, nu doar rețelele de apă și canalizare se înlocuiesc, la Onești se construiește una dintre cele mai moderne stații de epurare și mai mult de atât se construiește stație de captare. În maxim 2 săptămâni va intra primul buldozer, vă voi invita și atunci, dacă timpul vă permite, momentul în care vor începe lucrările la stația de captare, a doua sursă de apă. Acum în aceste vremuri, cel puțin a fost de actualitate această vară în care au fost probleme cu apa în aproape toată țara, Oneștiul va avea a doua sursă de apă. Pentru asta mulțumesc reprezentanților Raja. Este cea mai mare investiție pe cap de locuitor din România făcută la Onești. 58 de milioane de euro, aproximativ 3.000 de miliarde de lei vechi. Mulți încă mai folosesc cifrele vechi și de asta am zis să le folosesc și eu. Alte proiecte importante care se desfășoară în acest moment sunt două proiecte la, în cadrul Spitalului Municipal, unul cu puternică implicare, aproximativ 1 milion de euro cofinanțare de la Consiliul Județean și îmi permit să le mulțumesc încă o dată pe, și pe această cale. Un proiect de 32 de milioane de lei, 6 milioane și ceva de euro, încă un proiect de 10 milioane de lei pe dotări. În perioada imediat următoare se dă drumul la licitație pentru încă un proiect de 10 milioane pe care l-am depus la începutul anului și deja am primit, s-a primit finanțare pentru fluide, pentru înlocuirea rețelelor electrice și de fluide. De actualitate oxigenul, cel mai important, pentru că știm cu toții, deși Oneștiul avea instalații de oxigen, în momentul în care a devenit spital suport COVID, s-a constatat că era puțin insuficientă rețeaua respectivă și trebuie să le aducem, ne-a păzit Dumnezeu să nu ne confruntăm cu vreo catastrofă, ceea ce s-a întâmplat în alte spitale, doar eu îl invoc într-adevăr pe Dumnezeu, dânsa, deși este fică de preot, văd că îl cam ocolește. Am spus-o și cu toată responsabilitatea și cu credința care mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat-o, fără voia lui Dumnezeu nimic nu se întâmplă. Chiar dacă avem acum bani, mulți zic că bravo, ai făcut treabă bună, te-ai descurcat, sunt bani la Onești. Inclusiv banii care îi avem la Onești, tot Dumnezeu ne-a ajutat să-i avem. Da, sunt banii, sunt și banii oneștenilor, dar faptul că am reușit să-i gestionăm corect
Este un lucru important, zic eu. Anul trecut am încheiat cu excedent bugetar. Eu am credința că și anul ăsta vom încheia tot pe plus. Cu toate că la Onești se fac foarte multe lucruri, există foarte mulți bani din bugetul local, se duc către cofinanțări, pentru că în afară de ce proiectele care le-am enumerat la Spitalul Municipal, avem și două școli în lucru la acest moment. Este vorba de Școala Generală numărul 1 și Școala Generală Ghiță Mocanu numărul 5, așa cunoscute de oneșteni. Grădinița Magnolia este tot în lucruri la toate aceste proiecte. Sunt cofinanțări de la bugetul local, importante cofinanțări, nu este ușor, dar le gestionăm, avem banii, suntem cât se poate de chibzuiți și gestionăm toate problemele. Acolo unde ne împotmolim, avem prieteni la Consiliul Județean, în guvern, că s-a văzut clar la ultima rectificare bugetară, am primit o sumă foarte frumoasă. Am fost a 12-a localitate din România ca și valoare, din 3.000 de localități am primit 2.300.000, bani extrem de importanți, chiar dacă anul trecut am încheiat cu excedent, fiecare leuț este calculat și pus acolo unde trebuie. Sunt bani care i-am păstrat, nu i-am cheltuit, ne-am străduit să ne rămână acei bani pentru că avem foarte multe cofinanțări. În ultimii 2 ani, un an și jumătate, am depus proiecte de peste 200 de milioane, cred că spre 250 de milioane de lei, din care eu am credința că 70-80% vom și obține finanțare. Și acum să enumăr câteva proiecte. La parte dintre ele deja ni s-a aprobat finanțarea. Este vorba de Calea Judului, 32 de milioane de lei. Am primit, s-a aprobat finanțarea. Proiectul este mult mai mare, dar avem discuții cu Apele Române, cu o parte din proiectul respectiv ține de Apele Române și ne străduim să găsim înțelegere, să fim ajutați pe partea de ape cu diferența de bani. Un alt proiect depus sunt camerele de supraveghere, 22.900.000, mai mult de 500.000 de euro, 196 de camere de luat vederi, vor fi monitorizate toate stațiile de autobuz, locurile de joacă și punctele ușor nevralgice recomandate de Poliția Națională și locală, acolo unde trebuie să monitorizate. Am depus și ne-am încadrat în timp pentru finanțarea PUG-ului, 150.000 de euro fără TVA. Am depus pentru finanțarea, pentru construirea a două blocuri de locuințe. La fel, am depus în timp și cred eu în proporție de 99% că vom obține și finanțarea, două blocuri de locuințe, 80 de apartamente care vor fi a primăriei, nu ceea ce se întâmplă cum e cu ANL-urile la acest moment în care primăria doar le administrează, nu hotărăște prea mult, lucrăm după regulile Ministerului Dezvoltării, Agenției Naționale pentru ANL-uri. Am mai depus proiecte pentru reabilitarea energetică a maternității, școlii Petru Poni, liceului sportiv, la fel am depus în timp pe valul 5, valul renovării, am depus în timp, ne-am încadrat în sume, la fel am credința că vom obține și acea finanțare. La ultima ședință a fost aprobată aprobați indicatorii și pentru a putea depune și am depus la fel în timp util pentru construirea 50 de insule pentru gunoi menajer și deșeuri menajere și reciclabile. Asta, până aici am vorbit și cred că mai sunt care mi-au scăpat. Da, și mini-hotelul am depus în timp util, și blocul Libertății 1, mai avem un bloc de locuințe din oraș, la fel am reușit să-l depunem pentru finanțare. Cred că nu sunt multe care să-mi scape. Legat de reabilitările, de ce se lucrează
începând din prima zi a mandatului și până acum, la nivelul orașului pe infrastructură, aici sunt lucrări cu bani de la bugetul local. Anul trecut am reabilitat trotuare în suprafață de 20.000 de metri pătrați. Anul ăsta ne-am propus aproximativ 45.000 de metri pătrați de zone pietonale reabilitate cu pavaj. Mare parte dintre ele vom reuși să le finalizăm până la finalul acestui an în funcție de vreme. Asta este, de acum a venit toamna, va fi un pic mai greu, dar încă lucrăm, se poate lucra și dacă vremea este un pic mai rece. Asfaltări, reabilitări de parcări, anul trecut s-au reabilitat 1350 de locuri de parcare, anul ăsta cred că ne apropiem de 1000. Dacă vremea ne permite, cu siguranță vom atinge numărul de locuri de parcare reabilitate ca anul trecut. Ce să vă mai spun? Locuri de joacă s-au montat cu bani de la bugetul local, s-au reabilitat acolo unde s-a putut zonele verzi, am mai achiziționat bănci, coșuri de gunoi, încercăm să dăm o față frumoasă Oneștiului și zic eu că reușim, suntem pe drumul bun. Până la finalul anului următor, sper și cred că vom putea să aducem Oneștiul la o formă corectă. Mă strădui din răsputeri și voi face tot ce e omenește posibil să băgăm, până la finalul acestui mandat, să băgăm gaze în cartiere și să asfaltăm tot ce nu este asfaltat, drumurile care la această oră încă nu sunt asfaltate. Eu voi face tot ce e omenește posibil, iar oneștenii vor decide dacă am făcut bine sau nu peste 2 ani. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, cu drag vă răspund la orice întrebare, dar mai bine să spună câteva cuvinte și domnul vicepreședinte. Un partener corect, Consiliul Județean este un partener corect. Repet încă o dată, oameni precum domnul europarlamentar Dragoș Benea, domnul președinte Valentin Ivancea, domnul Bogdanel, prefectul, actualul prefect, sunt oameni de cuvânt, sunt parteneri corecți, oameni care au arătat că îi interesează de Onești și în care sunt sigur că găsesc sprijin în orice loc mă împotmolesc. Mulțumesc! Da. Domnului primar, eu am să spun câteva cuvinte care țin în mare parte de implicarea Consiliului Județean la nivelul Oneștiului. După terminarea celor două ședințe, cea de Consiliul Județean și cea de Consiliul Local, putem trage o concluzie fără echivoc. La Onești se poate. Și se poate pentru că există maturitate politică și există înțelepciune. Și se mai poate pentru că la Onești oamenii sunt puși deasupra intereselor personale și orgoliilor de prisos, ca să zic așa. Cred că fără niciun dubiu Oneștiul poate fi dat de exemplu pentru o bună colaborare în tot județul Bacău. Trecând la proiectul care face obiectul discuției astăzi, respectiv acest proiect pe fonduri europene în valoare de aproape 40 de milioane de lei, da, este clar că a devenit cel mai mare proiect pe fonduri europene care se va implementa la Onești, evident, de către municipalitate. Lăsăm la o parte proiectul Raja, care depășește această sumă. Cu titlul de premieră este și cea mai mare cofinanțare pe care Consiliul Județean o asigură unui proiect pe fonduri europene la Onești, depășind proiectul de la spital de eficientizare energetică. Cred că suma este aproape dublă, dacă nu greșesc, aproape 2 milioane de euro. Deci, pe lângă acest proiect, vorbim de implicarea Consiliului Județean la spital, așa cum v-am zis, pe eficientizare energetică, un proiect extrem de important pentru spitalul din Onești. N-aș vrea să uităm că
unitatea de primire urgențe de la Spitalul din Onești, una dintre cele mai moderne din țară la momentul respectiv și astăzi la fel se află în top, este implementată de către Consiliul Județean. N-aș vrea să uităm de asemenea că Strada Industriilor, a cărei licitație abia a luat sfârșit și înțeleg că este foarte posibil ca în această toamnă constructorii să se apuce de treabă, un proiect de aproape 27 de milioane de lei, un proiect extrem de important pentru zona industrială. N-aș vrea de asemenea să uităm nici de Strada Viișoarei, care tocmai ce a fost terminată și recepționată, un proiect de asemenea foarte, foarte generos din punct de vedere financiar. Și, evident, etajele 4 și 5 de la Spitalul Municipal, proiect finanțat de Consiliul Județean. Depunem eforturi și noi, cei de la Consiliul Județean, pentru că nu este ușor să te împarți între 90 de UAT-uri, toate au nevoie de ajutor. Ne-am implicat aici la Onești pentru că a existat, în primul rând, această înțelepciune și comunicare cu domnul primar. Proiectele despre care discutăm astăzi, de fapt, sunt două proiecte integrate într-unul mare, așa cum mă văd obligat să mă repet. Eu vorbesc de două proiecte pentru că sunt două obiective importante în oraș care vor fi reabilitate. Se intrase în criză de timp și mulțumim lui Dumnezeu că am găsit soluția pentru a duce aceste proiecte la implementare. O să vedem, sperăm să fie și duse la bun sfârșit. Cred că e prematur să spun, să folosesc cuvântul ăsta, duse la bun sfârșit. Suntem alături de oneșteni, suntem alături de UAT-urile care au nevoie de ajutor. Consiliul Județean este și va rămâne cel mai mare integrator de proiecte din județ și așa cum este și normal de altfel. Domnule primar, succes și să... Mulțumesc, domnul președinte. Eram sigur că mi-au mai scăpat unele... Sunt convins, între timp... Sunt foarte multe și dacă tot ați adus aminte de secția primirii urgențe, într-adevăr, acea secție, bazele acelui proiect au fost puse în mandatul anterior. Dintr-o privire m-am înțeles cu domnul Benea la acea vreme. Domnul Benea era președintele Consiliului Județean și secția primirii urgențe, o secție asemănătoare, era la vremea respectivă același secretar de stat sau domnul Arafat, s-a dus conducerea spitalului la vremea respectivă la dânsul pentru un aviz, i-a trimis la Târgu Mureș și i-a pus să modifice proiectul să arate exact asemănător, să are același flux cu primirii urgențe de la Târgu Mureș. Noi avem într-adevăr o secție de primiri urgențe ultramodernă și cu un flux bun inspirat de la Târgu Mureș. Așa cum am spus, nu doar acel proiect s-a realizat prin implicarea domnului președinte Dragoș Benea, ci și cele trei secții, ORL, Oftalmo și Neuro, reabilitarea tot în mandatul meu anterior, dintr-o bună conlucrare cu Consiliul Județean în persoana domnului președinte, domnului europarlamentar, acum spun domnul președinte, că la vremea respectivă era președintele Consiliului Județean. Tot în perioada respectivă am depus și pentru asfaltarea celor 16 străzi din satul Catolic și din același proiect a făcut parte ulterior, s-a adaptat și s-a asfaltat și cartierul nou din Slobozia. Au fost proiecte care, repet, dintr-o simplă privire, dând dovadă atât eu cât și domnul președinte de maturitate politică, s-a trecut peste orice orgoliu, n-au contat partidele și am putut implementa și demara proiecte bune pentru Onești, lucru care se întâmplă și în ziua de azi. Este un om de cuvânt, un om care își respectă cuvântul. Eu vă spun sincer că dacă din partea acestor oameni se spune ceva, sunt sigur că în proporție de 99% se și rezolvă. Eu vă mulțumesc, dacă sunt întrebări, cu drag.
cauza problemelor cu energia, cu... Ce ține de primărie, am făcut public acest lucru, noi ne vom face treaba, vom încerca să reducem acei 15% pe cât posibil, fără a pune în pericol siguranța cetățenilor. Da, acolo unde se poate, vom face reduceri, poate chiar mai mari de 15%, acolo unde nu se poate, nu se poate. Nu putem lăsa oamenii în beznă, nu vom stinge lumini dintre blocuri, de la scara blocului, unde este un singur bec. Am spus clar, vom străzile principale, și am să le mai enumer o dată, Calea Mărășești, Bulevardul Oituz, strada Belvedere, Tineretului, mai îmi scapă vreuna, nu știu dacă îmi scapă vreuna, știu că sunt 5 străzi pe care e Republicii, da? Am stins deja, mai avem mici ajustări de făcut, lumina pe una dintre părți, vom opri unul din sau două din becurile de pe stâlpii care au mai multe lămpi, vom lăsa o singură lampă, nu vom stinge, încă o dată spun oneștenii să nu-și facă probleme, cu orice risc nu vom stinge lumina dintre blocuri. Nu vom face nimic care să pună în pericol siguranța. Da, ca și imagine nu arată foarte bine Bulevardul Oituz cu un singur lânt de lămpi, dar nici nu există niciun pericol. Lămpile se stingeau și până acum peste noapte, adică nu poate să spună nimeni, vai de mine, se sting lămpile și apar infractorii. Nu, și până acum eu am implementat acest lucru din 2012-2013. Am modificat rețeaua electrică la vremea respectivă și pe timpul nopții, după ora 12-1, în funcție de anotimp, stingeam o laterală a acestor străzi. Acum o stingem, nu mai aprindem deloc. Și vom face economie pe străzile respective cu neaprinderea undeva la 25%, 25-30%. Deci va fi o reducere de 25-30% pe unele străzi, pe unele străzi nu va fi. Asta e, ne-am asumat-o. Nu putem pune în pericol siguranța cetățenilor. Încă n-au venit facturi mărite, ba chiar avem o problemă, nu ne-au venit facturile de două luni și le-am făcut adrese și vom acționa în judecată dacă ne vin cu alte prețuri. La momentul ăsta nu avem probleme de felul ăsta, nu am primit încă facturi noi, că de la 1 septembrie s-a schimbat modul de calcul, abia prin octombrie, noiembrie, cred că primim factura din septembrie. Noi ne străduim să facem acele reduceri care ni se cer, nu le-am inventat eu, nu și le dorește nimeni. Dacă fac aceste reduceri, le fac tot pentru binele oneștiului, nu niciun interes ascuns sau personal. Facem tot posibilul să supraviețuim în aceste vremuri și să putem duce mai departe proiectele care ne le-am propus. Avem varianta să lăsăm toate becurile aprinse și să ne oprim din treabă. Am găsit o variantă din mijloc. Și uite așa am ajuns la un alt proiect care ne-a scăpat. Da, eficientizare energetică a iluminatului public din Onești, în valoare de 13 milioane de lei, care la fel a fost frământat și cu... S-a făcut greu. Am zis că am mai scăpat din ele. În perioada imediat următoare vom da drumul la licitația pentru schimbarea lămpilor, vom avea iluminat pe LED și iluminat inteligent. În primar, există o soluție care s-a implementat în țară, în zonele unde nu este activitate, să folosească senzorii aceia. Iluminat inteligent, despre asta vorbeam. De gestiune, da. Da. Asta credeți că ar fi... Este în proiect, este în parte integrată din proiect. Da. Scade intensitatea, nu se sting, nu sunt cu senzori. Scade intensitatea în momentul în care nu se circulă în zona respectivă.